Doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am regăsit la emisiunea Reflector Analitic. Astăzi, țara vecină, România, sărbătorește Ziua Națională. Despre acțiunile pe care și-au propus să le desfășoare mai multe grupe, aș îndrăzni să zic, unioniste din țara noastră și despre impactul lor asupra societății civile, ne-am propus să discutăm în cadrul acestei emisiuni împreună cu Grigore Novac, deputat PSRM. Bună seara! Bună seara! Și domnul Dumitru Roibu, președintele organizației Obștești, urmașii lui Ștefan, activist civic. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnule Novac, Ziua Națională a României, de ce trebuia sărbătorit-o cu atâta fast la Chișinău? Păi eu aș vrea să spun că dumneavoastră când ați spus cu atâta fast, asta e cam așa, nu știu cum spus. Exagerat. Da? Cu fast, eu chiar azi am făcut mai multe screenshot-uri de pe camerele instalate pe clădiri, pe unde se vedea că este o mână de oameni acolo, 100 și ceva de oameni, unele locuri, chiar acel tricolor pe care l-au întins de-a lungul bulevardului arterii principale a capitalei, se tăvălea pe jos, măcar nu... Domnule Novac, atunci când ziceam de fast, mă refeream la faptul că a dispărut și primarul general al capitalei și ministrul apărării, se pare că tot la aceste manifestări este și de aceea luăm în ghilimele de rigoare când ziceam fast, vă rog. Păi, haideți să vedem, eu chiar înainte de emisiune m-am documentat puțin. Astăzi eu chiar am ascultat și discursurile înflăcărate unor pretinși unioniști, așa în ghilimele. Vorbesc despre cei care cândva au fost și în perioada când la guvernare era PCRM, lucrau în structurile de forță, iar acum peste noapte s-au făcut mari unioniști. Și aici când vorbim despre fast în ghilimele, vorbim și despre faptul că acest nou ni se impune, nu știu de ce, de fiecare dată când ies acești lideri, aș zice eu, că ei sunt sute de mii, nu știu ce. Astăzi un domnul Caraman așa a declarat că în Republica Moldova, și dau citire, sunt 1.200.000 de unioniști. Ei... Probabil se referea la o cifră pe care și-ar fi dorit-o să o vadă, da? Păi, da, ceea ce visează noaptea, asta nu înseamnă că trebuie dispus în public. Ori noi vedem, pe de altă parte, că avem rezultatele scrutinului prezidențial care am avut în data de 30 octombrie curent și eu chiar m-am documentat partidele care spuneau deschis că sunt pentru unirea Republicii Moldova cu statul vecin, adică pentru lichidarea acestui stat. Domnul Ghimpu a acumulat 1,8 din sufragii. 2%, să zicem, da? Păi nici nu 2%. Doamna Guțu, la fel, care milita pentru acest, pentru unire, pentru nu știu ce acolo, a acumulat 0,17. Deci ei împreună nici nu acumulează 2%. Ambi împreună. Probabil aici au mai lăsat loc și pentru PNL. Probabil. Faptul că PNL-ul nu a participat la scrutin, asta nu înseamnă că ei toți trei împreună ar acumula aceste 2%. Pe de altă parte, eu personal, dacă doriți, sunt nu că indignat. Pe mine mă doare altceva, că indiferența statului Republica Moldova față de aceste curente, care de fapt au un singur scop, lichidarea Republicii Moldova ca stat. Eu sunt autorul unui proiect de lege în Parlament, chiar săptămâna trecută în cadrul Comisiei Parlamentare Securitate Națională și Ordine Publică, am fost să prezint acest proiect. În acest proiect, dacă vorbim așa mai concret, așa, este vorba despre interzicerea tuturor organizațiilor, obștești, mișcări și așa mai departe, care militează împotriva lichidării acestui stat. Și aici vorbim despre toate organizațiile, fie ele cu care vin să ne spună că este binevenită unirea cu România, cu Ucraina, ori cu Rusia, ori cu oricare stat. Aici toți
Deci trebuie scoși în afara legii. Toți scoși în afara legii. Ajungem să discutăm despre acest capitol asta în cadrul emisiunii. Domnule Roibu, un kilometru de tricolor, un kilometru de unire. Există temei să credem că această unire deja este cu un kilometru mai aproape? Și de către cine v-aș întreba eu? Poate metaforic chiar. Eu cred că, dacă am să fac o paralelă cu guvernarea noastră, mai mult împotriva integrării europene a Republicii Moldova decât eurointegratorii țării noastre nu a făcut nimic și nimeni. Și mai mult împotriva unirii nu face nimeni altul decât însăși uniuniște la noi în țară. Eu am fost la evenimentul de azi. Ce ați văzut acolo? Care a fost starea de lucruri? Am fost să mă oprim puțin, să văd ce vorbesc oamenii între ei. Am fost puțin dezamăgit să văd o discrepanță foarte mare. În primul rând, un număr foarte... o majoritate de elevi, copii care încă nu se sesizează și nu pot logic să analizeze tot ceea ce se întâmplă. Și am văzut un număr foarte mare de bătrâni. Bine, pe bătrâni eu înțeleg. Poate sunt anumite probleme personale, poate este plictisitor acasă și este mai interesant să ieși la o manifestare, viața altfel de curs. Dar eu am să fac o atenție și am să mă adresez în direct și am să fac o remarcă către Ministerul Educației și în mod special către Colegiul de Construcție, pentru că eu am fost uimit să văd cum o grupă întreagă organizată de către profesoara lor în timpul orelor a scos studenții care să meargă la această manifestare. Întrebându-i pe studenți de ce totuși au ales să preferă, ei mi-au dat un răspuns. Dar și noi trebuie să stăm la lecții? Că dacă este oportunitate noi să mergem în oraș, noi să mergem în oraș. Prima ocazie, 105 minute și băieții s-au cătat de treabă. Domnule Roibu, de ce copiii și tinerii în mod special sunt utilizați în calitate de carne de tun? Când zic lucrul ăsta, m-am referit și am discutat tot în același studio despre manifestările din fața cecului după alegeri și alte cazuri similare atunci când anume tinerii sunt scoși și pus pe prim plan. Dar ei mai mult nici nu obține, doar acestea sunt niște întrebări serioase la care un om care gândește logic și analizează destul de bine ceea ce se întâmplă și contextul geopolitic regional și situația social-politică din țară, înțelegi destul de bine că unirea nu reprezintă nimic altceva decât o utopie și în paralel reprezintă și o platformă politică pentru a promova diferiți lideri, în ghilimele, unioniști, pentru alegerile prezidențiale din România. Și eu nu văd nici într-un alt mod ce s-a întâmplat azi în Chișinău, decât promovarea liderilor unioniști care candidează pentru Parlamentul României, gen Codreanu sau alții, eu nici nu mai cunosc pe toți, dar unii unioniști în stradă erau indignați pentru că ei spuneau că inițială că l-am votat pe Ghimpu, ei stăteau și se vedeau acolo cu Doamne ferește și tare le pare rău că l-a votat pe Ghimpu, unii le pare rău că l-a votat pe asta sau pe alte partide unioniste, deci ni se pare că mare teren pentru desfășurare această campanie. Domnule Novac, apare o întrebare firească. Eu, în calitate de părinte, mi-am trimis copilul la școală. La buletinul de știri îl văd că el protestează, nu știu, împotriva cui și împotriva a ce. Urmează să fie penalizați profesorii, directorii? Cine se face vinovat? Evident că pentru fiecare caz în parte trebuie făcut o anchetă, doar că trebuie să existe, aș zice eu, nu doar voință politică, dar și de aplicat legea. Or, minorii nici într-un caz nu, nimeni nu are dreptul moral și legal să-i folosească în acțiuni politice. Mai mult ca atât, fiind într-o vârstă fragedă, acești tineri, acești minori, dacă doriți, nu au capacitatea de... Am avut cazul copiilor din clasa 1, ca să fim concret, da. Păi, astfel de cazuri, în ultimii ani au fost zeci de cazuri când sunt scoși în stradă. Ați văzut și imediat după turul 2 al prezidențialilor că în Piața Mare Națională la fel s-au adunat o mână de copii acolo, aș zice eu, care nici măcar habar nu au. Ce înseamnă vot? Ce înseamnă vot, nici măcar nu. Ei solicitau anularea, au auzit cineva din liderii ăștia care mai dezghețați o leac solicită anularea votului, rezultatele legilor, dar când îi pui o întrebare, dar pentru ce tu ai fost la vot? Nu, n-am fost la în vot. În baza cărui temei. Da, ei nici, păi, habar nu au copiii ăștia unde au ieșit și este și firesc să nu aibă idei că ei încă nu reușesc tot timpul să-și pregătească temele pe acasă, nu ne mai vorbim de să
să urmărească situația politică din țară, ce e asta geopolitică, ce e asta politică internă și așa mai departe. Deci ei, când directorii unor școli, eu știu că sunt câteva laboratoare de spălare a creierilor în instituțiile de învățământ preuniversitar, unde li se bagă cu deasilă, dacă doriți, începând la istoria statului vecin și terminând cu deja de limbă nu ne mai apucăm noi aici. Domnule Novac, eu vreau să vă întreb următorul aspect. Atunci când se obține autorizație de protest de la primărie, acești funcționari analizează cine vor participa la aceste proteste, care vor fi pericolele, care vor fi, va fi starea reală de lucruri, se încearcă, sau pur și simplu ajungem ca să eliberăm tot la ei noștri, da? Pentru că ajung să vă întreb unde a și dispărut primarul. Domnule Madan, eu personal am participat la astfel de ședințe, nu mai țin minte de câte ori, probabil sunt sute de ședințe unde am participat personal. Eu știu cum se discută și ce se discută acolo. Noi, socialiștii, organizând mai multe acțiuni de protest, de fiecare dată colaboram și conlucram cu structurile de forță, cu administrația publică locală, pentru a ne încadra în limitele legii. Asta e și firesc. Pentru unii din... sunt câțiva lideri a unor organizații aici, că noi avem mai multe organizații, dar când începe a analiza cine sunt membrii acestor organizații, sunt practic unul și aceiași. Aici avem și Tinerii Moldovei și Acțiunea 2012 și ODIP și nu știu cine. Sunt unii și aceiași, numai că în fiecare organizație la unul e un lider și sunt aceiași membri. Pe urmă, tot din cadrul acestor membri la altă organizație e alt lider și deja care e liderul organizației și ei este el pur și simplu membru și tot așa. Sunt unii și aceiași. Și ei niciodată, eu vă zic, asta este o temă politică. La noi, în Republica Moldova, la ziua de azi, nu există voință politică din partea autorităților să pun odată și odată punct acestor acțiuni. De fiecare dată, ei când merg, noi ne-am confruntat mai multe ori când se contrapuneau, administrația publică locală, conform legislației, este obligată să întrunească într-o ședință reprezentanții tuturor organizațiilor, partidelor politice, ori asociațiilor obștești care doresc în aceeași zi concomitent să petreacă o acțiune, fie de protest, fie de serbare, n-are importanță, însă și traseile lor se intersectează. Dar nu credeți că această incompetență, dacă vreți, administrații publice locale aduce cu sine o serie de consecințe mult mai grave? Pentru că vă întrebam acum ceva mai devreme despre penalizarea profesorilor, penalizarea altor factori care, dacă primăria și-ar fi făcut tema pentru acasă, atunci nu am fi vorbit de asemenea cazuri. Primăria este acea instituție care, cu regret, se ocupă cu politica, dar nu cu problemele capitalei la ziua de azi. Să-i spunem așa cum este. Însăși, domnul primar, el încurajează astfel de acțiuni. Cei de la direcția de învățământ, ei nu au grijă de ce se alimentează copiii prin școli și grădinițe. Ne mai vorbim deja de unii să află copiii ce în timpul orilor, ori cu ce se ocupă ei. Ați văzut că direcția de învățământ este una formală pe hârtie. Mai mult ca atât, acolo acționează niște criminali, aș zice eu, care au diferite scheme pentru a stoarce bani. Evident, direcția de învățământ, Ministerul Educației, la fel, în fruntea Ministerului pe cine avem? Cei care, la fel, încurajează acest flagel a societății noastre, încurajează unionism. Și evident că acești dascăli, profesori, ei niciodată nu vor fi taxați pentru acțiuni ilegale. Din partea structurilor de forță, din partea poliției, procuraturii, la fel, până politicienii vor controla aceste structuri de forță și instituțiile de drept vor fi politizate, atâta timp noi nu vom avea un regulă în acest domeniu, să zic așa. Și aici putem să vorbim la infinit. Eu deja nu mai zic că astfel de acțiuni, ele din start sunt în afara legii. Și când vorbesc de... Asta și vreau să aflu acum. Când vorbesc că sunt în afara legii, uitați, noi avem... noi nu vorbim de o lege simplă.
Noi vorbim de legea supremă în stat, de Constituția Republicii Moldova, care a priori este pus în capul mesii. Avem articolul 32 din Constituție. Alineatul 3. Sunt interzise și pedepsite prin lege contestarea și defăimarea statului și a poporului, îndemnul la război, agresiune, ură națională, rasială, religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial, la violență, precum și alte, și așa mai departe după text. Deci, Constituția spune, ori ei cei ce se solicită lichidarea Republicii Moldova ca stat. Dacă mergem mai sus și facem trimitere la Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului, avem articolul 10 din CEDO, alinea 2. Exercitarea acestor libertăți se comportă în datorii și responsabilități, poate fi supusă unor formalități, condiții, restrângeri sau sancțiuni prevăzute de lege, care într-o societate democratică constituie măsuri necesare pentru, și atenție, securitatea națională, integritatea teritorială sau siguranța publică, apărarea ordinii publice și așa mai departe. Deci, chiar și legislația europeană pe care tot ne-o bagă acești inși, interzice prin lege. Orice ce fac ei este un atentat la securitatea națională. Domnul Roibo, vreau să aflu de la dumneavoastră. Atunci când vorbim despre unioniști, despre aceste curente, nu vi se pare că instabilitatea politică a fost cea care a favorizat acest climat de dezvoltare a lor și de afirmare? Eu mai puțin prefer să mă preocup de politică, dar da. Vreau să spun că în primul rând nu trebuie de confundat românii cu unioniști, pentru că eu cunosc o mulțime de români care nu sunt unioniști, care bine mersi se simt în calitate de minoritate etnică la noi în țară, din rând cu alte minorități etnici. Și noi avem de face cu un grup etnic român, dar care este pe locuri, pentru că mai sunt acolo și alți activiști care sunt de alte etnii, dar care au un comportament deosebit de agresiv în raport cu autoritățile statului și în raport cu alți cetățeni care nu consideră la fel ca și ei. Deci ceea ce am văzut noi azi, la prima vedere, s-ar fi părut ca într-adevăr ca o sărbătoare a unui stat vecin, doar noi cunoaștem că uneori în Chișinău se sărbătorește și ziua Rusiei, ziua Bulgariei, Japoniei și altor state. Dar eu încă n-am văzut niciodată ca cineva să înșire un kilometru de drapel al Rusiei pe străzile principale a Chișinăului și să răcnească unirii cu Rusia. Eu n-am văzut niciodată și dacă există așa cazuri, vă rog să-mi spuneți. În cazul dat, noi avem de-a face într-adevăr cu un grup ilegal care la un moment dat, într-o unire dată, a ieșit din câmpul legal atunci când au început să strige, trăiască și înflorească nu știu cine acolo. Deci asta era chemare la schimbarea ordinii constituționale, de ce nu? La dispariția statului nostru. Iar asta este cel mai indignant, pentru că autoritățile nu-i taxează. Și noi înțelegem pe de o parte că cei care astăzi conduc Republica Moldova se uită foarte bine la aceste mișcări. Dar poate fi interpretat ca o provocare, chiar din partea Europei. Provocare față de cine? De noi, față ceilalți de noi? Majoritari. Nu, noi nu trebuie, eu consider că noi nu trebuie să ne ascundem după deget și să considerăm că ei au apărut acum 3-5 ani în urmă. Unioniștii și românii în țara noastră sunt de mult timp. Unioniștii au început să radicalizeze puțin timp în urmă, mai concret atunci când Băsescu era într-al doilea mandat și acum când nu mai este deja președinte și când deja el este mai flexibil să ocupe cu asemenea chestiuni în Republica Moldova. Deci noi trebuie să avem în vedere că ei activează în permanență în acest domeniu și noi trebuie să ne gândim ce punem noi în schimb. Iar noi, la rândul nostru, trebuie să ne preocupăm în primul rând de dezvoltarea social-economică a țării noastre, pentru că toate aceste stereotipuri, toate aceste minciuni despre faptul că dacă noi ne omunim cu România, pensia va fi de 5.000 de lei și alte prostii cereri tare, ele nu vor mai avea forță. Și oamenii vor gândi rațional, la fel și tinerii cei care astăzi se implică în aceste mișcări. Da, noi înțelegem că e foarte frumos să fii vopsit cu tricolorul pe obraz, dar asta nu înseamnă că țara ta are în viitor, în cazul în care tu mergi pe acest scenariu. Deci noi trebuie să fim foarte atenți la cine sunt liderii ăștia și cu ce se ocupe? Domnule Novac, eu vreau să revin la Ministerul Apărării, la conducătorul acestea, unde este dânsul, poate obține sau ne spuneți dumneavoastră mai multe informații raportate. Știu că vă leagă, iau milmel de rigoare, o pretenie, da? De domnul Șalar. Specială. Specială chiar. Da, noi avem o prietenie strânsă cu actualul ministru. De fapt, eu singur nu știu de ce am început să mă implic activ și să monitorizez activ, de fapt, toate ilegalitățile făcute de acest individ. Și atunci când dumneavoastră ați spus despre conducerea, v-ați referit la ministru, cred eu. Da.
Dacă noi am fi avut într-adevăr o conducere a unui minister de forță, noi n-am fi avut astfel de situație. Noi suntem în situația când un doctor Pimotan a ajuns să conducă un minister atât de important în Republica Moldova cum este Ministerul Apărării. Dumnealui, în loc să se ocupe de, din informația care o am eu, el azi a participat la parada militară din statul vecin. Dacă nu are au participat și militari. Din câte am reușit noi să vedem. Am plătit și bani pentru asta. Păi, pentru domnia lui este principal ca să participe, să mai cheltuie bani în defavoarea statului nostru și pentru statul vecin. Eu nu exclud că acest personaj din politicul moldovenesc, dar cred eu că așa este, trebuie să fie un agent SRI care are misiunea de a distruge tot ceea ce numim noi Ministerul Apărării al Republicii Moldova. Cu regret, el, în loc să se ocupe de pregătirea ostașilor noștri pentru a avea o pregătire bună, la nivel ca în apărarea acestui stat, el luptă cu monumente, cu tancuri, în paralel cu toate acestea se mai ocupă și de alte măgării de comercializare a armamentul și așa mai departe. Noi am vorbit la alte emisiuni. Eu cei ce vorbesc pot să probez și dacă s-ar gândi acest individ să mă atace în instanțele judecate, eu voi fi doar bucuros. Dar nu a făcut-o până acum. Nu a făcut-o, pentru că eu tot am probat. Și pot să probez fiecare cuvânt, nu prin vorbe, prin documente oficiale. Și eu o să-i dau peste nas de fiecare dată când va lucra împotriva acestui stat. Pe mine mă interesează ceea ce face el și ceea ce face la ziua de azi dumnealui, el să nu creadă că o să-i treacă pur și simplu așa. Eu să-mi permit o remarcă. În primul rând, mie îmi pare că problemele care vin legate de unionism la noi în țară încep încă din anii 90-91 și prima o mențiune, domnul Novac este legislator și are dreptul de inițiativă, dumnealui ar putea să inițieze un proiect de lege prin care să fie modificat preambulul Declarației de Independență, care conține un fals, pentru că în 89 Parlamentul Moldovei nu a decretat limba română, limba de stat. Ori dacă este așa document, cineva să ne-l arăte. Deci Declarația de Independență în preambul conține un fals, este lege ordinară și un proiect de lege pentru modificarea preambulului se poate de organizat. Un al doilea aspect este însăși recunoașterea independenței Republicii Moldova de către statul vecin România. Ori în această declarație de independență, și eu probabil o spun ceva nou pentru majoritatea cetățenilor, scrie în felul următor. România salută apariția oricăror forme statale pe teritoriile rupte cu forță în anul 1940, ca fiind un prim pas spre înlăturarea pașnică a consecințelor pactului Ribbentrop-Molotov. Spuneți-mi, vă rog, dacă asta este recunoașterea independenței statului. Mi se pare că asta este destul de clar. Cum eu de gând să procedeze cu noi, respectiv noi reișinii noastre, trebuie să ne facem strategia noastră de relații cu dânșii. Foarte simplu. Domnule Novac, spuneți-ne, vă rog, atunci când vorbim despre relațiile bilaterale ale Republicii Moldova cu România, unde nu funcționează, unde acest mecanism nu prinde contur? Pentru că, de ce întreb lucrul ăsta? Pentru că astăzi noi, reprezentanții mass media, am scris și despre faptul că domnul Timofti, pe ultima sută de metri în calitate de președinte, a trimis și el un mesaj de felicitare domnului Iohannis. Toate actele de eroism a domnului Timofte, noi le cunoaștem. Noi, dacă am fi avut un președinte adevărat al Republicii Moldova, noi nu am fi fost în această situație. Însă, pe mine personal mă deranjează și am foarte multe semne de întrebare. Statul vecin România a fost unul dintre primii care a recunoscut independența noastră. Chiar primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova. Acum, când au trecut 25 de ani de independență, Republica Moldova, de fapt statul român încă nu a semnat un tratat de frontieră cu Republica Moldova. Păi domnilor, dacă voi ne-ați recunoscut pe noi ca stat independent, de ce nu ați semnat încă până la ziua de azi tratatul de frontieră? 2. Zilele trecute, câteva zile în urmă, președintele ales al Republicii Moldova, domnul Igor Dodon, s-a adresat
cu o scrisoare oficială către președintele Iohannis, unde i-a solicitat președintelui României ca domnia lui să ia atitudine și să se implice, să se implice în vederea stopării și poate dacă nu chiar curmării acestui fenomen al unionismului. Ori noi știm foarte bine că toate aceste organizații obștești, în ghilimele, ele sunt finanțate din România. Guvernul român are și surse bugetare prevăzute pentru menținerea tuturor surselor media din Republica Moldova care sunt controlate aici. Eu vorbesc site-uri, eu vorbesc despre ziare, eu vorbesc despre televiziuni, eu vorbesc despre surse de finanțare pentru închirierea oficiilor, sediilor, pentru logistică, tehnică, calculatoare și așa mai departe. Tot acesta este foarte bine știut. Noi avem și o structură aparte în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, care de mult, și eu sunt sigur că ei cunosc despre acest, despre sursele de finanțare. Eu personal deja le cunosc, doar că la ziua de azi nu ai cui înainta o sesizare oficială și să fie cineva pedepsit. Eu am fost cel care primul caz în primăvara acestui an, când la fel, la o data de 27 martie, dacă nu greșesc eu, a fost un marș unionist, când a fost decupată sistema de stat a Republicii Moldova de pe drapelul de stat. Acesta este la articolul 347, dacă nu greșesc eu, cod penal, care este infracțiune penală. Eu lor le-am prezentat. S-a repetat și după alegeri. S-a repetat acum recent, da, după alegeri. Ce demonstrează cu asta? Eu lor le prezint probe, video, le dau mură în gură în codul penal, unde este stipulat asta. Zero reacție. Dumneavoastră ați vorbit foarte bine despre relațiile cu România, dar apare o întrebare firească. În contextul ceea ce spunea și domnul Roibu, oare românii doresc cu adevărat această așa zisă unire? Până la urmă nu sunt și ei la rândul ei presați de Europa, de organismele internaționale? Pentru că vedem starea de lucruri în regiune este una destul de incertă. Sunt țări care iese din Europa. Domnule Malan, eu dacă să vă spun cum este starea de lucruri în România, noi vedem că ei, românii, au însăși probleme ei pe interior acolo. Ei foarte au probleme mari. Foarte mari, regiunea Transilvaniei, să zic așa, unde sunt curente care în genere doresc alipirea la alt stat și nu doar o acea bucată, ci întregului stat. Da. Nu întregului stat. O bucată care inițial a aparținut ținut secuiesc și așa mai departe. Ori, dacă să facem o paralelă, în anii 2000 și ceva, 2006 sau 2007, dacă nu mă așa la memoria, o mișcare din Moldova istorică, care a aparținut cândva Moldovei mari, să zic așa, am avut o mișcare pro-Moldova, să zic așa, care a fost interzisă prin lege. Asociația Moldovenilor din România. Așa, da, așa se numea, Asociația Moldovenilor din România. A fost un proces de judecată și scoși în afara legii. Dar asta nu a fost finalul. Până la final, doi vicepreședinți ai acestei asociații au murit în condiții foarte strane și până acum oamenii nu pot să înțeleagă cum poți de 8 martie să fii împușcat în fața casei atunci când duci cu flori, să duci soței și a doilea să fii radiat și în 3 luni de zile să moară de o boală foarte strașnică. Iar așa lucrează serviciile secrete românești? Presupun eu. Și îmi pun întrebarea cum lucrează serviciile secrete ale Moldovei. Și în cazul ăsta eu îmi cer scuze. Da. Tot în linia asta de idei, eu cred că frații noștri români, mai ales cei de la Ministerul de Externe României, ar trebui să fie foarte atenți cum continuă acest joc și ce metode aplică în raport cu noi. Ori noi cred că ne vom trezi într-o zi asociațiile obștești din Moldova ca să facem un marș comun, de ce nu, folosându-ne de același drept care se folosesc și ei când vin la noi.
Să le facem o vizită, de exemplu, în Covasna, ca să facem acolo un marș pentru independență sau autonomie Ținutului Secuiesc. Să vedem cum se vor simți ei atunci și poate vor înțelege cum ar trebui să comporte cu noi. Ori dacă solicităm, noi moldovenii am solicitat unire, eu chiar aș vrea să văd care ar fi reacția statului român dacă noi să mergem în Moldova din România să solicităm reintegrarea țării noastre. Moldova până la Carpați și așa mai departe. Să vedem că... Păi sunt sigur că noi din start o să fim scoși în afara legii, deoarece ei folosesc cu regret. Vecinii noștri aplică standarde duble. Ce ține de petrecerea unor astfel de manifestații la noi în Republica Moldova, lor le se permite și încep a țipa și a striga că uite că e libertatea de exprimare, că da, e libertatea opinii și a exprimării, că nu știu ce, și fac trimitere la Constituții, la CEDO și nu știu ce. Să faci astfel de acțiuni similare la ei, ei consideră că categoric nu se poate. Domnul Roibu, vreau să revenim un pic la acel kilometru de tricolor și... Eu l-am văzut, eu vreau să spun chestii mai puțin din kilometru, rog, pentru că nu erau suficienți oameni care țin acest drapel. La un moment dat s-a apropiat din noi, pentru că eram noi câțiva membri a Asociației Urmașilor lui Ștefan, noi monitorizam dintr-o parte ce se întâmplă, s-a apropiat o doamnă și a spus, vă rog să ne ajutați să ținem drapelul. Și noi am spus, doamnă, noi cu mare dispreț ne uităm la tot ce se întâmplă aici și nu putem să vă ajutăm, pentru că chiar nu dorim să facem lucruri. Domnule, eu am rămas șocat, crezând că acolo toți care sunt împrejur, sunt unioniși și o sară atât de emoțional să ducă acel drapel. Nu era un kilometru de drapel și nu erau acolo sute de mii de oameni, pentru că eu am fotografie în telefon, unii șed la 10 metri de drapel, doi oameni țin la fiecare 10 metri. Și asta este o poveste și un mit care se încearcă propagandă. Acest drapel va fi tăiat și câte 10 metri vor fi date în școli și licee. Informație oficială. E ca numai pe asta nu am mai făcut. Este o acțiune foarte serioasă și eu nu știu dacă lor o să le ajungă curaj să facă lucrul ăsta și ce o să facă școlile și liceele cu drapelul ăsta, având în vedere chestia regec prin drapelul de stat, care interzice abordarea. Arborarea drapelilor străini în instituțiile publice, poate în unele cazuri, cu excepția zilelor naționale, însă eu cred că până în decembrie, anul viitor, aceste drapele se vor pierde. Pericolul de a băga pe gât aceste drapele pentru directorii instituțiilor de învățământ, pentru că cunoaștem cu toții cine este în fruntea Ministerului Educației. Noi asta cunoaștem. Eu nu văd niciun pericol real, pentru că eu am să vă spun sincer, eu am cunoscut tare multă lume care în liceu, studiind istoria românilor, mergând mai departe în universitate și în facultățile de profil, ei întorcându-se înapoi, se uită cu șoc la istoria care se predă în școli, acolo unii albă este numit negru și negru este numit alb și așa propaganda agresivă se duce. Deci un lucru bucur, poate chiar copiii nici nu se atârnă atât de serios față de această istorie. Dar drapelele în școli nu vor da niciun efect, pentru că ei n-au niciun motiv legal ca să arboreze aceste drapele. Și doi, noi putem public schemăm ca orice ne vede că aceste drapele sunt arborate în instituțiile publice din Republica Moldova să adreseze la Asociația Urmașilor lui Ștefan, că noi să luăm ulterior anumite măsuri. Domnule Novac, unde sunt liderii celorlalte partide politice, cer scuze eu, pentru că astăzi nu am văzut reacții, nici de susținere, dar nici de condamnare. Eu... Cu atât mai mult de neprezență. Domnule Madan, eu cunosc situația pe internă, știu câte partide unioniste sunt, știu câte mișcări, asociații obștiești sunt, știu liderilor. Și vreau să vă zic că ei au o luptă pe interior, au conflictele lor interne și aici când vorbesc de conflicte interne am în vedere că dintre ei, nu știu care e mai unionist dintre ei, care e mai român. Unii consider că e o leacă mai român ca altul. Ei niciodată nu s-au putut consolida, ori la marșul din primăvara acestui an, noi am văzut în internet, au apărut mai multe materiale video, când pentru a arăta că sunt mult mai mulți, cetățeni din statul vecin recunoșteau că da, noi am venit cu autocarele de pe la Giurgiu, de pe nu știu pe unde. Nu suntem așa grupă mare ca cei din București care au venit 10 autocare. Da, era o doamnă care spunea. Da, era o doamnă. Deci, au văzut toți aceste materiale. Deci, mai mulți au venit din statul vecin decât ai noștri erau deci de pe loc. Și ei au conflictele lor interne. Ei niciodată nu s-au putut consolida în jurul unei
cauze, idei, dacă doriți. Pentru ei această luptă, pot să vă zic și din ce considerente, ei luptă pentru acele surse financiare care vin din afara... Unionismul unor a ajuns până în momentul în care s-a văzut în fotoliu de deputat. Asta este. Eu pot să vă zic că... Eu vroiam, când întrebam despre lider, poate vroiam și un răspuns raportat la fostul contracandidat a domnului Dodon din ultimul tur de scrutin. Unde este doamna Sandu? Unde este, nu știu, alți lideri politici care în campania electorală ne-au spus foarte multe mituri? Păi doamna Sandu a mizat și ea. Ea nu știa cum să, de fapt, cum să reacționeze. Atunci când a afirmat în cadrul unui studio TV... Că dacă ar fi pusă în situația, ar vota Unirea, pe urmă s-a pomenit în situația în care este candidat la funcția de șef al statului și având în vedere că șeful statului este garantul Constituției, deci cei ce a declarat dumneavoastră ei anterior cam batea cap în cap cu situația de la moment. Și ei așa tot îmbla, nu știa cum să zic, dar eu am spus atunci ca cetățean, dar acum e altă situație, însă totodată în același timp nu dorea să renunțe la acel segment, să-i zic așa, de unioniști, ca să mai ia ceva... Acumuleze niște voturi. Niște voturi, exact. De aceea, așa, ca încerca să, ca printre jaloane să se ferească de acest răspuns, chiar dacă președintele Dodon întreba, de nenumărate ori a întrebat în cadrul dezbaterilor televizate, păi spuneți, tranșant, spuneți așa cum este. Niciodată nu a dorit să răspundă la această întrebare. Și cei care la ziua de azi, despre Ghimb, e clar, deja este la cimitirul politic, să-i zic așa, dumnealui, unioniștii de fiecare dată, sunt și acolo ei un procent foarte mic, încearcă să se agațe de o formațiune politică sau altă care le-ar reprezenta interesele în Parlamentul Republicii Moldova. Și nu numai. Și a României. Eu nu știu. În viitorul apropiat o să vedem, însă eu am așa o informație că se pregătește un nou, de fapt sunt două proiecte politice noi care trebuie să apară în viitorul apropiat. Este, pe de o parte este proiectul actualul ministru al apărării, pe de altă parte este un alt proiect al ex-președintelui României Băsescu, împreună cu acest Codreanu și așa mai departe. Ei au avut și discuții poate să meargă, deci, în comun. Doresc să atragă pe de altă parte toate aceste asociații obștești, începând cu ODIP, Acțiunea 2012 și așa mai departe, ca aripă de tineret. Ce va ieși din asta vom vedea, însă cu siguranță noi vom depune foarte mult efort ca în cel mai apropiat timp să-i scoatem în afara legii și când vorbesc în afara legii să facem modificări la legislația națională astfel încât statalitatea Republicii Moldova să nu fie pusă în pericol. Și să nu uitați ce... Domnule Roigu, vă rog, vreau să aflu punctul dumneavoastră de vedere. Domnul Novac spunea foarte interesant despre ceea ce se întâmplă în PLM, activitatea domnului Ghimpu și așa mai departe. Pentru mine, în calitate de cetățean, a fost foarte interesant declarațiile dintre domnul Șalaru și Ghimpu atunci când, până la urmă, nu au acumulat nici pe departe ceea ce s-a așteptat. Și atunci vina s-a dat nemijlocit pe candidat și pe strategiile pe care le-au utilizat. Haideți să vedem viziunea dumneavoastră. Mesajul unionist în Republica Moldova este un mesaj consumat, pentru că el este un mesaj extrem de populist. Și eu v-am spus anterior că mai mult împotriva unionismului nu lucrează nimeni altcineva decât însuși unioniști. Nu poți să te afli la guvernare 7 ani, după care să vii cu un mesaj unionist, haideți să votăm Unire, pentru că în România pensia este de 5.000 de lei. Asta este un absurd și un om care gândește bine cu capul își dă foarte bine seama că aceștia sunt niște mincinoși ordinari care nu au nimic nevoie de altceva decât de voturile cetățenilor pentru a se îmbogăți în continuare. Nu poate fi nimic mai strașnic într-o țară normală în care un primar de 9 luni știe că copiii s-o otrăvesc sistematic în școli, iar el în timpul ăsta visează nu știu care chetre, se ocupă de uniri și așa mai departe. Asta este foarte grav, pentru că unioniștii la ziua de azi fac tot posibil ca să discrediteze statul nostru și să discrediteze încrederea în viitorul acestui stat. Eu vă acord poate o întrebare retorică, rămânând în albia primarului. Astăzi la primărie, dacă nu mă înșeală,
memoria, s-a discutat despre aceste produse alterate care au ajuns în școli și în grădinițe. Cu părere de rău, iarăși primarul nu-i. Este dat în căutare, da? Nu se găsește. Cum asta, e posibil? E o întrebare poate retorică, dar îndrăznesc să o adresez. Asta e întrebare retorică nu pentru mine și nu pentru dumneavoastră, dar pentru acei 160.000 de cetățeni ai municipiului Chișinău care o să sună acel candidat. Și noi, eu vă spun sincer, azi am fost uimit să văd foarte multă lume care atunci când îmi reproșau mie că de ce eu nu doresc să ajut să întind acest drapel, le spuneam că eu nu susțin mișcarea unionistă și încercau să mă convingă că eu prin asta sunt dușman al țării și eu favorizez cumva corupție, oligarhie, nu știu cum, și eu întrebam, stați fraților, dar nu voi l-ați promovat cumva pe Ghimp în 2009 în funcție și l-ați ținut pe Chirtoacă în ultimele două scrutine? Dar oare nu voi ați făcut campanie pentru Maia Sandu, pentru PLDM, pentru alte partide care s-au dovedit a fi extrem de corupte și care în esență ei sunt buba și mama tuturor problemelor societății noastre moldovenești. Ei nu văd bârna din ochi propriu, dar văd paia din ochi. De fapt, mi-am amintit acum așa un moment foarte interesant. Toți cei, de la, mai ales că de la 2009 încoace s-au activizat, așa să-i zic, unioniștii, mai ales că au avut și careva protecție din rândurile exterior. Deputaților, din exterior, asta e clar lucru. Uitați-vă că toți cei care, Doamne ferești, și unioniști s-au făcut peste noapte, el pe hadârcă, este cel care a scris atâtea poezii lui Lenin și Oti, că îți pui mâinile în cap. Jumătate din ei, în genere, vreau să folosesc un termen, să zic așa cum este, niște stucăcioși au fost KGB-ul sovietic. Deci care colaboratori, da? Turnau oamenii noștri la autoritățile de atunci și ei tot atâta vorbesc de deportări, de nu știu ce. Băieți, dar și stați-o leac, dar cine eu... Cine a organizat? Ce vinea un ofițer din Moscova și știa cine, lista, da. cine făcea lista aceea în satul X? Nu tot luat asta. Același Saharneanu care ați văzut, a apărut prin presă că este sub pseudonimul Calypso și așa mai departe. Deci, la ce vreau eu să spun? Jumătate din... Mai mult de jumătate din toată segmentul ăsta de unioniști, tăți au fost și comuniști, și comsomoliști, și stucăcioși, și li scriau și poieți care din suflet și ieșau înflăcărat și citeau că Lenin nu știu ce acolo. Îmblau și se închinau și le pupau papușii lui Lenin. Acum... Știți cum, ca în filmul acela, pe azi vă las mineața. Hop, și unionist. Știți care cineva la o întrunire câteva zile urmă spunea că, având în vedere câte milioane, poate chiar și miliarde de lei, dacă o să luăm, în 25 de ani, pe 4 României încoace, în mișcare unionist și în partide politici, păi aici ar fi trebuit fiecare să numească român. Dar noi cu dumneavoastră, ca cetățenii Moldovei, avem noroc cât de cât că acești unioniști fură banii aceștia și nu ajung la destinație. Deci există probleme. Mai avem 2 minute. Domnule Novac, scurt, politicienii de ieri au avut suficientă maturitate politică și de aceea au păstrat neutralitatea Republicii Moldova? Sau climatul a fost un pic diferit și atunci au menținut verticalitatea? Eu cred că ce ține din neutralitatea Republicii Moldova, noi, este datoria noastră nu doar morală, dar este datoria noastră sfântă, datoria noastră ca să păstrăm acest stat și să luptăm activ cu cei care doresc ca acest stat să fie lichidat, să adere la diferite blocuri militare sau nu știu ce. Eu în încheiere vreau să-i felicit pe toți românii, nu și pe toți unioniștii. Da, ei au statul lor, felicitări cu ziua lor națională, însă dacă ei pretind că noi suntem frați, să nu se comporte cu noi ca fratele mai mare și să ne indice nouă ce să facem și cum să facem, dar să se comporte mai bine cu noi ca un vecin. Noi avem vecini și din stânga și din dreapta, avem și din partea cea din est și din vest, noi trebuie să trăim bine cu ei. Felicitări lor, însă să aibă stimă și respect față de acest popor al Republicii Moldova. Domnule Roibă, scurt, cum trebuie noi, reprezentanții societății civile, să ne comportăm în raport cu unioniștii și alte curente care pun sub îndoială statalitatea Republicii Moldova? Noi ne atârnăm foarte respectuos față de minoritățile etnice din Republica Moldova. Le stimăm și le garantăm drepturile ca națiune titulară în această țară.
Dar să nu uite și cu asta am să închei, că cândva în Moldova era foarte actuală o frază Cimadan Vokzal Rosiei și ei poate să se renască sub altă formă. Pe această notă noi punem punct emisiunii de astăzi. Domnule Roibu, domnule Novac, noi vă mulțumim pentru participarea la emisiune. Estimați telespectatori, o seară bună alături de Accent TV.